lumea și bun venit la un nou episod de Farming cu Cristian Andrei, cu Cadi și cu Driver Cătă. Stai să mă dau un pic parfum ca să nu miroase și vouă. Să-ți miroase și tia Mustang nouă. Da, deci ne-am luat aici o mașină frumoasă pentru cei care au văzut episodul în care am făcut pepițele alea. Eu nu văd. Nu. Acum l-ai văzut? Unde? L-ai văzut, nu? Aici, eu mă uitam în sus, what the fuck? Bă, ce faină e, a? Da, și noi dacă... Noi nu mă uite aici, două zgreturi aici am făcut. Din păcate voi nu vedeți acolo banii în colț, știți voi? Unde stau ei banii, pe aici undeva, aici undeva. La mine e zero. Nu voi, eu. Am luat pepițele și am făcut $1,000,000 și băieții vor să mergem să facem bănuți. Mai mulți bănuți. Așa. Hai să explic și dragilor de pe canalul meu, Chris a făcut un episod în care a adunat pepitele și a făcut rost de bani. Puteți să vă uitați la el în canal să vedeți cum a făcut, cum a strâns acele pepite, cât de tare s-a chinuit, a dat pe fast foa. Așa, Cristian Andrei, prezintă și tu Mustang-ul și poți să dai și din interior. Așa, și acesta este... Bijuteria. Mustang. Ce bijuterie? Ia uite. Asta e bijuterie, să vezi loganul meu, frate, cum e. Nu, asta. Ai Logan? Loganul. Bă, ai Logan? Păi dacă știam că aveam Logan, am luat și eu Logan. Băi, nu strica pe mașină. Păi, ai făcut bune, mă, facem și drifturi. Dar asta nu face drifturi? De ce sunt aproape 100%? Ah, perfect. Lasă, nu mai condu tu. Bun, hai. Bun, gata, hai. Toată lumea la muncă, vă rog frumos. Hai să facem o cursă cu utilajele. Hai, faceți. Și eu cu spatele, nu? Nu, pe jos dacă vrei, că eu o să vin cu ăsta roșu. Bă, da, uite, ăsta e Mustang-ul meu, da? Deci e roșu, da? Da. Ia uite-l ce... Are un Mustang frumos, da. Uite-l ce frumos e. Bun, deci lume, mergem să vindem utilajele, că avem bănuți. Să prezentăm și... de astăzi... Prietenul nostru de astăzi, sau cum, stai cum se zice, invitatul nostru, nu venea, nu venea oaspetele. Oaspetele de astăzi este... Și acum tu îl prezinti că îl cunoști mai bine. Driver Cătă și lumea îl știe, deci nu-i nevoie să... N-are nevoie de prezentări. Deci Driver Cătă și atât. Da. Iar da. Acum vom face cursa. Care cursă? Că eu sunt în spate, deci băieții s-au dus. Deci pe bune, eu nu mai pupă nimeni. Trebuie să văd măcar dacă iau bine. Iau bine. Viteza maximă la acest Mustang este de... 200. Stai să vedem, 162 la oră. Viteza maximă la acest chei este de 45 la oră. A mea e de 23 la oră. Vai de capul ei. Băi, ce greu să mișcă și eu am avut... Băi, ce tu vine, Cristi? Băi, deci până ajungeți voi, eu mă duc să beau o cafeluță, că n-am... Eu nici măcar n-am ajuns... Păi mai e bani, mă, și de cafea? Dacă ai dat o grămadă de bani pe Mustang-ul ăla? Da, pentru că am $1,000,000. 966.000 de dolari aproape. Mai mult, de fapt. Iau, și mi-a vrut să unde și cu tirajele. Așa, bă, știi cum o să facem? Că la mine durează 15 ani până vin. Și dărâm și 3 copaci. Când ajungeți pe acolo, vii, te teleportezi și dai reset, să fie și acolo, n-ai. Și ce le resetează în bază, da. Nu în bază, la magazin. Nu, resetează la magazin. Pe toate? Exact. Da. Nu știe, mă, îl învăț eu. Dar nu trebuie, Cristiane, hai că ajungi. Ajung, mâine. Da. Cadi, fii atent, ca să fim pe aceeași lungime de undă și să mergem cu aceeași viteză, lasă și tu utilajul jos, că te mai frânează. Hai să vedem, lume, ce găsim pe aici mai special. Deci între cele cu Cadi mă agață și nu poate să mă ajungă și mă ajunge și vrea să mă depășească pe partea stângă, adică să vină pe contraseu. Nu, de fapt mă împinge de la spate, ok. Te împingeam, poate te miști un pic mai repede. Da, nu. Tot. Hai să luăm aceste... stai. Nu, eu. De fapt, stai că trebuie să mă duc aici, așa. Ai ajuns acolo, Chris? Imediat, stai așa că eu fac niște achiziții speciale. Păi, problema e că deja am ajuns la magazin. Am auzit. Nu e problema, imediat. Am și poziționat și tractorul, am poziționat. Gata, stai că am aflat. Nu mai știam pe care se rotește în joc. Ocupăm toată strada, tot sensul. Dar că nu-i nimeni în spate. Ah, ba da, nu-i cineva în spate. Perfect.
Și luăm și acest utilaj mirific, care îl vom pune undeva aici. Pardon. E un alt tip de utilaj. Ah, ok. Gata. Gata. Hai că vin și eu la voi. Gata. Am ajuns să aici. Să zici când pic, ca să mă dau din mașină. Perfect. Din hai să vindem. 7893 vinde. Am și ajuns? Da. Cătălică, da, vezi că am ajuns. What? Aha, așa. 22.000, ei, hai că am făcut banii băieții, 963.000. Pe asta sau pe asta? Asta. Asta? S-au rătăcit lumea. Aulu. What the f... Cristiane, vezi că eu vreau utilajul ăla întreg la bază aici, ca să pot să-l vând. Îl repari. Am încălcat doi oameni. Nu, asta nu contează, las. Nu contează. Cadi! Tu ce faci? Nu știu, mașinile au... Te-am ferit. Cade, nu mă călca. Mai întâi reparul, nu? Dă-te jos, Cade. Doamne, ce machinist mașina asta. Te aștept mașina asta când merg cu 10 la oră. Cu ea. Aude. 20.000, băieții, 988.000, hai pune combina să facem 1.000.000 din nou. Reparul. Curăță, spală și tu, uite ce murdare e. Las-o, mă, dă-o încolo. Nu am fost curată de 2 ani, jumătate, ce-am. Cred că mai mult. Suntem la 1.017.000. I-am 1.900.000. Acum trebuie să ne luăm, să-mi iei un tractor mie și un utilaj. No, taci din gură. Deci prima dată... Mi-e trebuie salarul numai atât. No, deci prima și prima dată... Așa. Vom cumpăra o combină. Dar să vedem ce combină. Combină cu CD-uri? Știi da, că da. Erau combine cu CD-uri pe vremea... 202, da. 214.000, 285, da. Asta e prea scumpă. Rostel maș. Cred că o luăm pe asta de 200.000. Dar ia una să fie cu brațe mari, da? Băi, mă... Tehnică, să meargă repede. Mă aștept să aibă... Degeaba că nu să-ți meargă repede când o să folosești pe teren. 30 de km pe oră e maximul, n-ai ce facem. Păi da. Ăla, dar măcar să aibă brațe mari. Uite-te la lungimea brațelor. Așa, am cumpărat-o pe asta. Nu, că nu-ți scrie. Cum să nu-ți scrie? Nu-ți scrie. Upa. Băi, să nu spui că am luat-o pe aia greșită. Ba nu, am luat-o pe aia bună. Nu, ai luat-o pe aia bună. What? Ce? Da. Ia desfă-o, Cadi. Te-ai desfăcut-o, gata. Bun, și... Cum faci pe asta? Stai, ce model e? E roster mark, nu? Cumperi front loader. Da, da, acum îl cumpărăm. Load. A, de-aia nu spunea câți metri are, că de fapt front loader-ul ăsta e pe bază de metraj. 9 metri? Da, e ok, e suficient. Ia maxim! Taci din gură, mă. Nu poate să le iau maxim. 595, 760... Păi nu, că iau pentru roster maș 700... nu. 595, de fapt. Bag o sămânță aici pe gură. N-ai nimic? N-a rămas nimic pe acolo? E nou nouță, poate curge uleiul pe acolo. Da, chiar. Băi, uite, deci Torum 760 7595. Deci ar fi are de 7 metri. Băi, sper că merge ăsta, adică... Bă, stai așa că zic eu, dacă merge numai să apară, unde e ăla? Ăla, Powerstream 900. Cred că merge ăla. Păi să zic că e tot de rostul mai, adică ar trebui să meargă. Ia vezi, da. Cadi, poți să-l pui? Eu nu-i... A, Cristian. Hai, vin aici și atașează-l. Nu în partea aia, Cristian. Aici? În spate. Așa. Dar închide-mă ăla. Da, închide-l. A, ăla, vine și Denis Cășan acum. Prin spate. Da. Lasă-mă pe mine, Cristian. Cristiane, dă-te jos că te bate jocul. Aoleu. Hai mă, Denis Crișan, mai repede. A intrat Denis? Da. Probabil. Și stai în jumătate de an? Nu, numai 2-4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Dă-i și un apel, dacă tot ai intrat. Acum nu mai ești de pe Skype, te ești nebun la cap. Bă, pe mine... Da, bă, merge. Pe mine merge. M-am casă. Merge, da, mă. Dă-i tab ca să te teleportezi. Tab? Dă-mi-i place în casă. Nu, cât îl...
Atunci rămâi acolo. Bun. Okay, ok, hai că am luat una. Așa, deci, acum, nu, combina. Acum ne trebuie un tractor cu front loader, da. Pentru ce? A, facem forestry? Ne băgăm forestry? Nu, dar să putem să avem și o remorcă în care să încărcăm din astea, cum le zicem. Vezi tu. Ce scoți de acolo, că am ascuns-o și eu, snovadă. Nu ai ascuns-o bine. Ba, ascuns-o și am văzut-o. Așa. Așa nu loc. Hai să găsim un tractor cu front loader. Hai, căutați voi. Găsești case-ul ăla și e... Care case? Așa. Stai așa că mă ce zic. Cât are? 138, 140, 150? Băieții, dar voi puteți să luați combina. Păi deci vreau să mă duc în bază cu ea, dar n-am ce face, dă-i drumul la timp. Hai că da, uite acum crește timpul. Ai nene. Stai așa că vine timpul. Deci și... 2 zile am petrecut pe strada asta, 3 zile. Așa, încă nu e gata de recoltat, fii atent. Ai putea lua New Holland-ul ăla la 85.000. Stai puțin să crească are alea. Are frână de mână? Nu are frână de mână. Nu. Are doar de picior. Mamă, dar cât trebuie să dau mă frate timp. Gata, e de recoltat, pot să recoltez. I-am bușit, okay. I-am făcut o varză. Paulu? Așa. Vezi că nu știe. Nu știu. Nu mai zici tu, taci în gura. Deci, care zici tu driver cătă? La 85.000 New Holland. Vezi că n-am loc. 85.000 New Holland, 20 tu. Dar păi stai mă, că pe ăsta numai ce l-am vândut, ești nebun? Pă bune? Da. Și mama e odată? Ăsta de 125 de cai, l-am vândut, nu-l mai vreau. Ah, ok, e unul mai puternic dacă tot e vorba. Aveți că nu poți să pui la case-ul care l-avem în bază front loader? Ba da, dar oricum ne mai trebuie un tractor. Ne-ar mai trebui unul de aia zic. Ia unul, dar să fie negru. Voltra. Negru să fie tractorul meu, te rog. Voltra, e negru. Te oblig, nu că te rog. Uite, puteți să le case-ul ăla la 102.000, de exemplu. Care? Case-ul la 102.000. L-am văzut și pe ăla, dar știi ce am mai văzut eu? Valtra la 119.000. Valtra, stai așa de mult. E cu 4 tractoare mai încolo. Cristi, trebuia să-ți faci și tu listă. Ah, da. Cumpăr asta, asta și asta. Păi i-am zis, hai mie mi-e tractor negru, nu mă interesează. Dar păi nu doar. Cristi, trebuia să-și fac listă când vine la cumpărături, nu? Păi da, a venit câinesul la vânătoare. Nu. No. Nu? No? Ia să vedem. Așa, culoare principală, nu-l facem negru, pentru că... Pa, negru! Cristiane, dar nu pot să-ți iau acum tractor. Că oricum trebuie să-l folosim noi la altele, lasă-l acolo, că să luăm altul mai încolo. Bă, mă păcălești, tu mă păcălește pe mine. Păi numai că te păcălești, what the fuck. Bă, mai și zici adevărul, what the fuck. Pe față, zici pe față, direct. Da, mă păcălește pe față. Îl punem hai, pe dăm ce, da, dar nu mai dăm. Sau dacă vrei, cred, hai că l-am cumpărat, perfect. O să mai iei încă un case-ul ăla. Așa și acum trebuie să iau și atașament de front loader. Hai, da. Pentru... E tractorașul meu, mă nenumă. Pe nu care n-o să știi să-l manevrezi cu front loader. Poftim. Și care front loader să-l iau, what the fuck? Aia. Că no, niciunul nu-i, nu se potrivește la Valtra. Ia uite-l mă, uite-l mă cum arată. La Valtra nu se potrivește front loader-ele. Ce? La Valtra nu merg cu front loader-ele. Păi da, dar atunci de ce ți-l mai dă cu... Stai arată așa. Și el bine? Stai așa. E sexy. Iar pe ăla mai mare. Păi la aia m-am gândit și eu. Luminile. Pe ce s-a prind luminile? Pă, fu. Așa. Dăm înapoi și ne mai trebuie... Iar pe ăla la 8000, care e cel mai mare. Furcă pentru palet sau palet fork? Cred că furcă pentru palet ne trebuie numai. Dar ce vrei să faci mai exact? Ce palet? Pentru ce palet? Să care asta de semințe, măi. Cristian Andrei, te rog să te dai puțin jos ca să testez. Mulțumesc. Așa. Oricum ți-l mai dau înapoi. Hai, este al meu. Da. Dacă ai să știi să îți faci treaba cu el, da. Dă-i seama. Dacă nu, rămâne tot al meu. Așa. Merge. Perfect. Merge, dar nu știu dacă e... Cât scai putere are? 185, stai calm, că poate căra.
Perfect, acum ne mai trebuie o remorcă. Da. Este la 25 de mii. Da, aia la 25. Okay. Bă, dar eu cred că nu mai ai ce face la voi aici. Sau unde ceva să vin. Păi nu, că ce... Da, avem ce să facem. Cadi muncește de unul singur pe acolo, dar... Da, da, da. Păi, e nevoie să ud ceva? Să urc cineva? Nu, e nevoie să urc eu, dar e nevoie să ducem o remorcă înapoi în bază. Și nu o să avem cu ce să o ducem. Adică, trebuie un tractor? Da. Totuși, care... Nu, un tractor. Da, e așa, că uite eu și... De ce nu văd remorcile, what the fuck? Uite, iau un tractor, zic eu, de ce tractor să iei. Bun, de ce nu văd remorci? Remorci? Da, e... Păi, de la... De noi, ba... Stai, pentru ce remorci? Trailerele pentru transportat? Pentru transportat paletii. Materiale. Da, e așa. Cristi, dacă tot ești aici, pune case-ul ăla cu plugul. Așa. Pune-l să are aici. Hai, adică. Nu mai bine să facă el, pentru că n-a pierdut din bani așa, iurea. Ce zici? Stai așa, că nici nu le văd unde noi, boss. Păi asta zic, eu mă uit după ele, dar nu le văd. Stai așa. Deci să punem case-ul ăsta să pluguim, da? Aha, da, la tehnologie de balotat la 12.000, nu? Da. Ăla de 12.000 și văd că sunt câteva modate pe aici. Da. Și asta de ce-i DP-180? Ce-am făcut, m-am dat jos din el? Gata. Ok, o să iau pe asta modată, dar nu știu de ce. Hai să vedem. Care dintre ele? Ultima, DPV-180. Aha, de ce aici, da? Da. Bun, hai să vedem dacă mai știm să mai folosim GPS-ul. Bun. Cum se activă? Ții control stânga și apeși 0 și punct. Pe 0 îl activezi și pe punct vezi opțiunile. Da. Merge la tastatură. Bun, gata, gata. A, da, aici. Are și ai învățat cu GPS-ul? Da. Și uite așa le luăm și le încărcăm aici direct, știi? Pac, pac. Da, poți să le încarci. Bă, e bine așa, nu? Dacă nu mai așa. Ce zici dacă le încarci tu? Nu prea știu cu ele. Cum cărca atât. Nu, că se pune singură după aia. Că o strească să mai cumpăr multe. Să-i pui stâng, să dai mai în stânga, mai în dreapta. E bine, e bine așa. Păi mai ia eventual atunci un tractor sau ceva ca să putem să mă duc în bază să-i ajut pe băieți și apoi după aia dacă e ceva te descurci. Așa, hai că mai luăm un tractor că și așa avem 600 de mii. Păi stai că atunci stai să ne vedem atunci de un tractor, stai așa. Gata mă, nimerit-o. Ia zi. Ai, unde e la? Caută unul. Da, să fie oarecum puternic pentru că o să cumpăr o remorcă bunicică. Brațul e mai mare la chestia asta cu care face Cadi decât la cealaltă pe care am vândut-o sau e cam același lucru? Că diferența mare, e să știi mare. Că nu trebuie. E mai mare, dar nu e foarte mare. Nu e foarte mare. 6 metri, parcă. Cristian Andrei, ca să fiu luat pe aia cea mai bună cu braț de 10 km, era 600 de mii pe puțin. A, bine. 400 auzi, dar avem, avem și posibilitatea să pluguim cu unul mai mare? Da. Și o să cumpărăm și din alea imediat. Da, o să ne riscăm imediat. Zi, Chris, poți să le fendul ăla de 164.000. Așa. Fendul de 164.000? Da, are 121 de cai. E bine. 165 de cai. Păi da, și dacă îl Îl tunezi ajunge la 200.000 și are 240 de caractere. Da, dai, Cristi, vezi pe acolo corner set. Da, da, da. Am crezut că e bine cu. Dar mai așa un pic. Aha. Configurare roată, greutăți roată, pneuri late, pneuri înguste. Ia, îți merge pneuri înguste pe el. Da, merge. Dar asta iurea. Foarte iurea. Bine, mai hai că așa le lăsăm așa. Standard. Îl cumpărăm așa. Așa. Perfect. Și stai să-ți iau și o remorcă de încărcat, dar nu știu care. Și asta așa, gata. Remorca de încărcat? Stai să ne uităm la remorcă, unde trebuie să la remorcă. Bă, e bine? E bine, mă, nenea, mă, uite, bă. Ai putea să o iei pe aia albă de la... Da, dragilor, deci în acest episod... Stai puțin, Cristian Andrei. Da, e albă pentru camion. Ah, stai așa. În acest episod facem cumpărături. Chris, cu Cătă,
se ocupă acolo la magazin, noi nu stăm ca să pierdem timpul, noi muncim, cei cheltuiesc banii, da? Deci ca să vedeți ce înseamnă. Da, ăla este de 59.000 de lingă aia albă. Care? 51.000? Denis. Ah, mi-a plecat Denis. Nu, Denis a plecat, ai șet? Da, deci care să iau, aia de 51.000? 59.000. Mi se pare, da, dar mic să nu fie prea înaltă pentru combine, știi? Da. Hai că nu-i mare diferența, dar sper că nici asta nu-i prea mare. Hai că mări și iau pe asta de 51.000. E bine? E la super fix. Bun. E la mare fix. Hai. Nu-i prea mare diferența între ele. Succes să-ți iei remorca de aici. Da, așa. Aveți nevoie de noi acolo? Nu cred că aveți nevoie, nu? Păi dacă nu vine cătă să o ia, poți să o iei tu, gen. Da, deci, băi, mă duc într-o parte, what the fuck? Și hai să vedem. Vezi că ai în stânga acolo antenuța aia. L-am activat. 10.000. Vrei să cumperi la prețul de... Ceva l-am scumpit. Nu, că dacă l-ai activat, spune pe centru, spune după linia verde. 2. Păi da, cred că tot linia l-am scumpit bine. Fertilizer, seed big bag. Gata, am plecat cu... Am umblat undeva la ele, da. Asta ne de mai trebuie. Acolo la, dacă una, A. 2. Ține control și apasă pe la trei, să le reface. Aha. 4. Aha. Băi, ar trebui să-mi ajung atât, adică sper și eu. Da, lume, deci ne oprim aici în acest episod, dar vom continua data viitoare din același loc și... Păi, dar veniți și voi cu alea măcar. Păi nu, că nu mai apucăm. Că eu trebuie să încarc și o să dureze ceva, așa că, lume, ne vedem după ce încărcăm această remorcă în următorul episod. Ne vedem în următorul episod. Pa, pa, pa.